Vine Angela Merkel la Zuhaus lui... Cum dracu-l cheamă, bă? Sigmund Freud. Cum pula mea cheamă pe ăsta? Nu e pacientul lui Sigmund Freud. Cum dracu-l cheamă pe ăsta? Că am uitat. Ăsta cu 666 de case. Cum pula mea cheamă? Mamă, ce lapsus am. Am un lapsus ca Iisus. Că nu pot să pronunț nume de iubiți. Și câinii vagabonzi. Ăla înalt care vrea să-l pipăie toate femeile. Care flecur bale, pula mea, sunt disperate. Merg pe pizda așa alunecând. De-aia sunt inundații, băi. Iohannis, ne faci inundații în București, bine că avem canalizare să-mi fac pula. Vin femeile, de o băltoacă. Dacă apare Iohannis la o cuvântare, vine Angela Merkel la el. Unde era o femeie, vezi o băltoacă, vin gagii. Tipii ăștia zic, băi, ăia de la Sfântul Auto. Mamă, câte scurgeri de ulei a fost aici, ololoi, ololoi. Ăla de ce? A fost Iohannis. Și-au băltit toate. Vă zic, mamă, câte băltoace! Angela Merkel face two house, all mine house! Aia, ăsta, that's Bauhaus! Nein Bauhaus! Bauhaus! Two house! Face-o ăla. Ich will meine Frau. Superman. Nu mă ce face campania electorală, dirty shit. Bine, Angela. Mi name it Angela. Aia, după începe în limba română cu traducător. A zis că e ascultată. Și după zice, listen to me, my friend! Jesus is above us, over us, it's in our hearts. You heard me? Zice asta Iohannis. Te-o prind traducător, dar traducător era de la șmecher. Era actor cu pantomimă și umor. Și ăsta se vorbea. Doamna Angela. Bad luck. What is that? Bad luck. I have bad luck. Traducătorul. Ăla are ghinion! Toate găticile cu băltoace. Aolo! Toate găticile. A, bă, are ghinion. Ăla, băi, are ghinion. Băia, se simțea frustrat. Aolo, eu nu am nici măcar ghinion. N-am salariu, n-am gagică, astea băltește după el care are ghinion. Urla cu găciul ăla. Bă, ai și-o ghinion! Alea, dă-te mă în pula mea, tu nu ești de ăla, ești neamț. Nu sunt român! Acum stai cu ghinionul, tot ce mă interesează, ăla e neamț! A! Eu sunt neamță! Du-te, băi, pula mea în baie și bagă de o faianță, ca să ne arăt maestrie! Din mistrie!